Bună, dragii mei, și bine ați venit la un nou video despre henna. Eu aleg aici o henna de la Henna Guys, locuiam în Anglia pe când am făcut acest video și acolo această henna am găsit-o ca fiind cea mai bună. Pur și simplu, în recipient găsim pudra de henna, instrucțiuni de folosire și... dacă nu mă înșel, am și... nu am pe aceea. Vom avea nevoie de un bol, da? De sticlă, am ales eu, o lingură de lemn folosită, pentru că pătează henna. Vom avea nevoie și de folie din aceasta de plastic, niște mănuși rezistente, gel de aloe vera pentru hidratare, pentru că henna deshidratează un pic părul, și oțet de mere. O cască din aceea de duș, de plastic, și pudră de hibiscus, pentru că îmi doresc ca nuanța să iasă o nuanță mai de cireașă, cu care eu voi face un ceai, și rădăcină de sfeclă roșie pudră, care la fel mă ajută să accentuez reflexiile roșii. Și aici vom vedea cum o pregătim. Vom vărsa conținutul plicului de henna și amestecăm puțin pentru a elimina micile cocoloașe de henna. Aici am pregătit ceaiul de hibiscus cu rădăcina aceea de sfeclă roșie și adaug puțin câte puțin și amestec. Pudra de henna de obicei absorbe destul de multă apă, destul de mult lichid, așa că punem din abundență. Țin să menționez că ceaiul este nici fierbinte, dar nici prea călduț. Este undeva după ce am făcut infuzia cu apă fierbinte, am lăsat-o un pic să se mai răcească, da? Dar foarte puțin. După cum vedeți, deja a căpătat o culoare roșiatică, foarte frumoasă. Mie îmi place foarte mult culoarea mai roșiatică de la henna. Vedeți, după ce am mixat foarte, foarte bine, a ieșit așa, are o consistență extraordinar de velutată. Da, pătează un pic. Ce am mai adăugat aici a fost puțin oțet de mere și, bineînțeles, puțin gel de aloe vera. Amestecăm în continuare pentru a omogeniza totul și o vom lăsa la developat culoarea. Eu o acopăr cu folie de plastic și o voi lăsa peste noapte, ideal ar fi, la cald, până a doua zi. Iată-mă! Băi, în prealabil mi-am spălat părul cu șampon. Doar cu șampon, fără balsam, nimic altceva. L-am lăsat să se usuce cât mai natural. Da, după cum spuneam, am spălat părul cu șampon. Aseară am lăsat, azi noapte am lăsat pasta de henna să elibereze pigmenții de culoare. Iar acum urmează să îmi aplic pasta de henna. Da, bun. Întâi de toate, am pe părul. Să vă arăt cum arată. Nu este chiar o mare diferență, dar... definitiv arată un pic mai închis, o culoare mai închisă. Uitați. Perfect. Bun. Ce voi face? Prima și prima dată, după cum am spus, mănușile, eu prefer să fie acestea care stau foarte fixe de mână. Deoarece cele mai mari, iau și mânuțele foarte mici, cele mari se, nu știu, parcă tot se lipesc de toate cele și, nu știu, fac o întreagă nebunie aici. Bun, acum, aseară, mi-a mai rămas niște ceaiuri.
ceai dintre acela de hibiscus și speclă roșie, pe care nu l-am pus strat aici. Și ce fac eu înainte de a-mi aplica pasta de henna este să mai subțiez un pic pasta respectivă până ajunge la o consistență ușor de aplicat pe păr. Asta o să vedeți și voi în timp vopsindu-vă cu henna. Tinde să vă, fără nimic în ea, tinde să facă părul un arămiu. Și de aceea eu adaug și diferiți pigmenti roșii pentru a da anumite reflexe paste. Uitați cât de bine arată acum. Cred că puteți vedea. Este așa ca o cremă de ciocolată. Miroase bine, mie nu-mi displace mirosul de henna. Miroase, dar bine, când o amesteci cu diferite substanțe, mirosul se schimbă. Deci, cred că este perfectă. Voi mai adăuga, dacă va fi nevoie. Parcurs. Bun. Acum, eu punem un pic părul. Se va arăt un pic părul meu. Eu nu l-am mai vopsit de câteva luni de zile, cred că am 3 luni, tocmai pentru că mi l-am mai vopsit cu vopsea chimică înainte și acum vreau să reaplic henna. Deci este bine să faceți o pauză de o lună, două, când vă hotărâți să vă faceți părul henna. Cam așa arată el acum, are anumite reflexii, doar că rădăcinile sunt crescute, am și câteva fire de păr alb și... Acum, cum aplicăm henna? Textura nu este ca aceea a vopselilor din comerț. Este un pic diferit. Este așa ca un, ca o pastă care se, parcă când îl aplici pe păr, parcă se înfrânează, să zic așa. De aceea, îl puteți aplica ori cu pensulica aceea care vă vopsiți și vă vopsiți ca la salon, adică luați pensula și începeți cu partea din mijloc și dați pe o parte, pe cealaltă, apoi faceți cărări, așa mai departe și aplicați pe ambele, așa mă fac cu vopsea tradițională, până ajunge să faceți tot părul. Dar eu le-am încercat sincer toate metodele, vă spun acum câteva dintre ele. Bun. Ori puteți pur și simplu lua cu mâna din acest bol, cu mâna este cel mai simplu, luați cu mâna din acest bol și aplicați pur și simplu la îndemână, să spun așa, mai ales dacă aveți părul mai micuț, cum îl am eu acum. Dacă e mai lung, e mai dificil. Bun. O metodă ce am încercat-o eu în trecut, de câteva ori și mi-a plăcut foarte mult, e un pic mai migăloasă, dar îți asigură rezultatul foarte bun. Distribuirea henei se face foarte bine cu păr și automat și vopsirea, impregnarea pigmentului în păr va fi mult mai eficientă. Și cred că asta voi încerca eu să fac acum cu voi. Sper să-mi iasă, nu am mai făcut-o de mult timp. Să fac această metodă tradițională a persoanelor care sunt în țara respectiv unde practic această metodă de vopsire a părului cu henna și pe mâini și pe toate cele. Bun. Și cum vom face? În primul rând se merge în partea de mijloc, aici, la scalp, și se ia, eu o să încerc, am oglindă aici, în partea stângă, să încerc să mut să vedeți exact cum fac, să fie focusul pe... Bun. Deci se ia o bucată, nici prea mare, nici prea mică, de păr de aici, de mijloc. După cum puteți vedea, cât mi-a crescut mie părul, vedeți, am părut pe aici. Așa. Și se ia, după cum am spus, cu mâna, pastă, și aplicăm la rădăcina
aceste șuvițe și încercăm să împregnăm foarte, foarte bine șuvița în sine, da? Părul se poate și umezi un pic înainte de a aplica pentru a facilita aplicarea pastei de hina, dar e și e ok și așa. Bun. Apoi mai luăm un pic din pasta de hina. Vedeți, dacă este un pic mai grosuță, este mai ușor de aplicat pentru că nu se scurge. Dar e bine să fie și un pic mai lichidă pentru a se distribui mai ușor pe păr. Și apoi restul o voi aplica în acest fel. Distribui, trebuie să fim atenți să fie o bună cantitate de henna în șuvița de păr respectivă, mai ales la rădăcini, pentru că îmi doresc la mine rădăcinile, pentru că henna pe restul părului rămâne permanent, deci. Apoi, când am impregnat foarte bine această șuviță, o răsucim să facem un mic coculeț din ea. Și facem ceva de genul, ca un mic oculeț aici, așa, bun, vedeți? Un mic oculeț. Și eu mai iau un pic din pasta de henna și îl acoper, așa să spun, îl impregnez foarte bine cu această pastă. Apoi, mergem lângă această șuviță. Am făcut-o, se merge din aproape în aproape, da? Și luăm o altă șuviță de păr, mai mică sau mai mare, și facem, procedăm la fel ca cealaltă, deci tot așa, la rădăcină, pe o parte și pe alta, șuviță, foarte, foarte bine măsăm, să impregnăm, distribuim. Dar dacă prinzi gustul, spun așa, la chestiile sănătoase, dacă ai la afinitate pentru atracție, pentru a avea grijă de tine și mai ales într-un mod natural, este o plăcere, bine o plăcere. Iar apoi, șuvița aceasta am impregnat-o destul de bine. Eu, pentru că am mai fost vopsită înainte, o să încerc să nu mă concentrez foarte mult pe vârfuri, pentru că am deja vopsit acolo și hena se construiește strat cu strat în timp și nu ne dorim asta chiar foarte mult. O să insist mai mult aici la rădăcini. Bun, de moment ce avem șuvița, încercăm să o înfășurăm pe cealaltă. Ideea este ca în final să construim aici un coc foarte mare din tot părul nostru. O să vedeți imediat cum. Sper să nu e o veșnicie videoul acesta. Așa. Și înfășurăm peste primul coculeț, șuvița a doua, vedeți? Și ce facem? Mai luăm tot așa un pic de pastă de henna și încercăm să saturăm un pic și rădăcinile prin prejurim și exteriorul coculețului, vedeți? Bun, apoi eu o să iau, încercăm să luăm șuvițele cât de calculat putem. Nu mai aplic aici mult acum și în oglindă, căci în cameră nu văd foarte bine. Să fie important să fie saturate rădăcinile, pentru că acestea cresc și mai ales dacă avem și fire de păr alb, atunci dorim să fie cât mai impregnate și acoperite, da? Bun. Perfect. Bun, acum eu o să iau o șuviță din această parte, să iau o șuviță din cealaltă parte și fac același lucru cu rădăcinile. O să mă uit un pic, încerc să mă uit și în oglindă pentru că văd mult mai bine. Mi-aș dori să vă și arăt în același timp, dar să fac și o treabă bună cu mine. Pentru că să am un rezultat bun, să nu vopsesc cu goluri. Peste coculețul, mă scuzați.
acum o să iau de aici din față. Încerc să iau așa o cuțuliță. Încercați dacă vă atingeți cum am atins eu acum să ștergeți, pentru că hena patează și pielea, bineînțeles, în pielea și părul, și nu ne dorim să avem pielea pătată. Bine, în 2-3 zile va ieși pata de pe piele, mai ales dacă insistăm cu anumite substanțe, dar cel mai bine este să nu. Se impregnez foarte, foarte bine rădăcinile. Chiar mi-era dor să mă folosesc cu crema. Înainte să încep cu procesul, te gândești, vai, cât am de stat, poate sau cât trebuie, dar dacă îți face plăcere și ai timp, mai ales acum suntem, stăm mai mult în casă, majoritatea dintre noi, este un mod plăcut de a-ți umple timpul și a face lucruri bune pentru tine, avea grijă de noi și pe toate planurile, aș putea spune. Bun. Acum vedeți cum încerc să vă arăt aici, să vă arăt și pe cameră. Tot așa, eu voi încerca acum să grăbesc acest proces, pentru că durează și n-am cum să las în video absolut tot, și vă arăt cum arată acest scop peste ceva timp. Oare cu ce să pun pauză la video? La aceste părți, partea aceasta. La mine, spre exemplu, am perișorul meu, am fost mulți perișori mici pe aici și încerc să pătrund cât mai bine între ei. Chiar dacă îmi urdăresc un pic pielea, prefer să o fac mai mult pentru a-mi acoperi absolut toate, mai ales că aici firele albe sunt mai multe și dorim să le acoperim foarte, foarte bine. Așa că trebuie să aplicăm cât mai bine, să nu ne ferim de margini, pentru că ele se și văd după ce ne vopsim, chiar și cu vopsea din comerț, știți că părul crește și automat marginele se văd primele. De aceea eu insist foarte, foarte mult pe margini, pentru că restul părului automat se... Și aici în față, iar am insistat foarte bine cu hena. Pasta e foarte bună, nu? Am reușit să nu murdăresc deloc până acum. Sper ca să o pot ține așa. Da. Și continuăm. La consistența este una foarte, foarte bună. Câteodată am făcut-o mai mare pasta. Poate nu aveam atât de multă răbdare, câteodată să-mi aplic și consistența depinde foarte mult de calitatea. Calitatea pudrei de henna, de unde o cumpărați. Eu am încercat extraordinar de multe. Eu am început acum câțiva ani să intru în lumea henna. Acum, nu știu, 7 ani, cred, cu aproximație. Și bineînțeles am trecut prin multe experiențe, da? Nu am folosit-o tot timpul, am avut perioade când, nu, tot așa, am ales vopseaua din comerț, doar datorită faptului că am avut perioade în viața mea când am fost mai ocupată și nu puteam să mă dedic acestor procedee, tratamente naturale, care într-adevăr îți iau mai mult timp, dar se merită. Pentru lucrurile importante din viața noastră, care chiar contează, pentru noi trebuie să ne facem timp. Întotdeauna. Dar câteodată mai dăm și greș. Important este să ne revenim. Bun. Vedeți?
care sunt foarte frunte și micuțe și cost și firele acelea albe pe care vă ajuns să le acoperim foarte, foarte bine și la perciune aici pe deasupra ce fel am. Dar m-am spus, nu este nicio problemă pentru că chiar dacă pielea rămâne un pic pătată după, va dispărea după ceva timp. O zi, două, nu știu, chiar nu am întâmplat probleme din cauza aceasta. Pentru mine nu reprezintă un impediment. Din contră, face ca aceste zone să fie mai pline, pentru că nici părul, cel puțin la mine. Acum depinde de fiecare persoană în parte. Părul aici este mai răduț la mine, la trompe, la aici în față. Și atunci doresc să fie cât mai... să dea senzația de volum. Când, automat, când te vopsești, îți dă senzația mai de plin, pentru că se vopsește un pic și... pielea și capul mai pic să mă uite aici, nu pic, la mine să fiu sigură că m-am dat bine, dar uitați, mai aveam o zonă pe care o ratasem, pe camera aici nu se vede foarte bine, perfect, și acum pe deasupra saturăm cu henna, pentru că henna, odată aplicată, începe să se usuce, de aceea trebuie să o saturăm foarte, foarte bine. A, da, și cum vă spuneam, pasta de henna, pudra de henna. Este foarte important de unde o las, pentru că multe persoane, mulți distribuitori, mulți producători adaugă în compoziția ei fel și fel de substanțe chimice care fac să schimbe nuanța, să poți să te vopsești și în alte nuanțe, dar care nu sunt bune pentru păr deloc. Plus de asta, mulți adaugă, când vedeți o haina foarte ieftină, mulți adaugă nisip în ea. Chiar am avut și eu parte de așa ceva când am început, să spun așa. Am luat o haina mai ieftină și, într-adevăr, era ca nisipul. Și când o aplicai pe păr, e ca și cum aplicai nisip și pica peste tot de ceva de mine. Era dezastru. Pasta de haina, cum este asta care o folosesc eu, este cremoasă. Nu, vedeți, nu m-am putărit deloc și am un tricou alb, am un tupeul să-mi iau un tricou alb. Așa, deci e foarte important să o faceți, să vă documentați foarte bine în momentul în care vreți să vă achiziționați. Puteți să mă întrebați, bineînțeles, în comentarii, eu încerc în acest video să expun cât mai multe aspecte despre henna și vopsitul cu henna. Nu pot să acopăr tot, dar orice întrebare aveți, vă rog, scrieți-mi în comentarii și eu vă răspund cu cea mai mare plăcere și cred că așa este cel mai bine. Bun, să mergem mai departe. Aici la spate, cum fac eu pentru că am oarește experiență cu vopsituri din comerț, vopsele din comerț, am o anumită lejeritate, acum fiecare, după cum am obișnuit. Gata, am terminat aplicarea. După cum puteți vedea, am saturat bine și fața, aici în față, foarte, foarte bine, încerc să vă arăt și în spate. Sper să se vadă și sus. În același timp, lipești prin aplicarea de henna, pastei de henna după, și termin, lipești toate fericele, toate stau, totul stă lipit. Și am făcut eu un altru șervețel umed, am șervețele pur și simplu de apă și încerc să curăț foarte puțin zonele unde am dat peste. Foarte, foarte. Pentru că nu vreau să intru peste firele acelea micuțe de păr pe care vă spuneam. Așa, urechile un pic. Și am atât. După cum puteți vedea, nu m-am urmărit foarte tare, chiar aproape deloc. Câțiva stropișori au sărit de henna, dar e uscată și... Deci pot spune că... Deci nu m-am urdărit deloc, după cum puteți vedea. Este perfect. Bun, ce aveți de făcut acum? Imediat am aplicat tot pasta de henna.
sfatul meu este, dacă aveți o cască din aceasta de duș, eu am câteva aici cască, puteți avea una pe care ați folosit, o puteți de folosit pe câteva ori. Și, în primul rând, vom pune această cască de duș pe cap. Bun. Și încercăm să lipim, așa, foarte bine. Să focalizez camera. Bun, pentru că, de ce punem casca aceasta? Henna acționează mai bine în momentul în care avem căldură pe păr, chiar și mai repede. Dacă nu aveți timp să stați mai mult timp cu ea pe păr, puteți pune și un fion așa pe cap, pe păr, și va acționa mai repede. Bun, dar țineți cont că este posibil să se scurgă, pentru că din cauza căldurii, haina tinde să se scurgă. Nu pot să mă sucur, să apare ceva aici pe ecran. Bun. Ce mai fac eu și mai toată lumea care se face cu mine o face este să folosească folie de plastic. De fapt, o spatem din acest dispozitiv. Și ne învelim părul, pentru că reușim să ținem căldura și mai mult în interior, să nu iasă. Și pur și simplu punem așa frumos. Încercăm să prindem. Nu știu ce are că s-a plecat. Dubla numărul 2. Numărul 1. Așa, deci, puneți aici, pentru că în cameră nu reușesc să văd mai deloc. Deci, încercați să acoperiți cât mai bine marginile, dar nici să strângeți prea tare, pentru că vă va strânge foarte tare la un moment dat. Apoi rupem. Extremitățile foarte bine aici. Sunt sexy, nu? Să știți că n-aud foarte bine. Nu, ce spuneți? Bun. După care, eu. Puteți aplica, dacă doriți, un fes pe cap. Așa. Ori un prosop, pe care eu îl folosesc pentru henna sau nu știu orice prosop. Faceți pur și simplu papurezi dintre acela un ban, cum s-ar spune. Țineți cont că cât stați mai mult, pena e posibil ca prosopul să se împudărească de la tine. De aceea folosiți unul pe care nu îl folosiți. Mai bine aveți un prosop care îl folosiți pentru vopsirea cu henna, da? Bun. Eu zic că e ok. Acum ce am de făcut este să-mi văd de treburile casnice și pur și simplu să aștept minim 2 ore pentru a intra pigmentul în cuticula de păr. Și 2-3 ore, câteodată stau și mai mult, 4-5, depinde. Cât timp aveți dumneavoastră și cât vă doriți. După care, odată timpul scurt, ne spălăm pe păr foarte, foarte bine. Întâi ce fac eu? Eu stau cu capul în jos, la cadă, și aplic așa, cu dușul, mă spăl. Și întâi înmoi foarte bine, pentru că va fi și uscată pe alocuri henna. Se face așa ca și un pentac cu argilă, să zic, și se întărește. Pur și simplu te clătești, înmoi un pic, deci să nu sară peste tot, pentru că pătează,
Și până elimini toată hena aceea, o să-ți ia ceva timp, dar depinde de fiecare, acum câtă răbdare are. Această hena se depărtează foarte ușor. După care trebuie doar să clătim părul, deci nu e nevoie să îl spălăm cu șampon sau cu balsam, pentru că hena are nevoie de 2-3 zile pentru ca nanța părului să oxideze. Inițial o să fie mai gălbuie, mai, o să vedeți așa o nuanță de gălbui, probabil, peste nuanța pe care o avem noi, dar va dispărea, se va calma. În 2-3 zile culoarea va oxida și vom avea parte de o nuanță plăcută. Vă garantez asta. Depinde și de hena, bineînțeles. Ce fac eu aici? După cum vedeți, mi-a mai rămas pasta de hena. Nu arunc, bineînțeles, dar trebuie produsă la congelator, într-o punguță închisă hermetic, iar când vreau să-mi fac rădăcinile peste o lună, spre exemplu, atunci o scoate la congelator, o las să decongeleze în mod natural, apoi o folosesc și așa mai departe. Iar când o să am următoarea vopsire, voi face o altă pastă de hena. Bun! O să ne mai auzim un pic. Momentan mă duc să văd ce fac în casă, nu știu, sigur. Nu am prea de făcut. Și ne vedem mai încolo. Bună din nou, am revenit. Aici puteți vedea părul meu după cele 3 zile de oxidare a henei, da? Proaspăt spălat și într-o poză este și îndreptat, într-una nu. Puteți vedea că este plin de strălucire, cu reflecte de cireașă, exact așa cum îmi place mie și cum îmi doresc, și plin de volum și corpozitate. Este minunat să folosim henna. Pentru mai multe informații, pentru mai multe rețete naturale, să știți că am un cont de Facebook, mă găsiți sub denumirea Gabriela Olariu, vă aștept acolo pentru mai multe remedii naturale. Vă pup!